Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune. Sunt Mihaela Horvat, suntem la Azi în Gorj. Alături de mine astăzi este domnul Gabriel Căldărușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și bună ziua telespectatorilor dumneavoastră sau cel care mă urmăresc în spațiu virtual. Domnul Căldărușe, avem multe întrebări pentru dumneavoastră. Știm foarte bine în ce situație este complexul energetic Oltenia. Aș vrea să vorbim și să mai apăsat așa despre munca sindicală. Am văzut că în ultimele 6 luni liderii au fost castruți așa cu capul în pământ și au lăsat să se desfășoare lucrurile din inerție. Cu o singură, știu eu, o observație, că domnul Manu Tomescu spune că s-ar putea să reușească să-i cheme pe oameni la proteste. Am văzut și eu declarația prim-ministrului Orban, dumnealui a spus că gata cu cărbunele, trebuie renunțat la cărbune și asta este direcția în care trebuie să mergem. Alți lideri de sindicat cu care am vorbit astăzi de dimineață spun că domnul Orban a fost citat, cum să zic, doar parțial, că a fost declarația dumnealui, ar fi fost trunchiată și că nu ar fi fost chiar atât, n-ar fi fost acesta mesajul foarte realist, redat. Mie mi s-a părut un mesaj foarte direct, omul a spus că trebuie, n-avem ce face, deci trebuie să renunțăm la cărbune, dar a uitat să spună ce se întâmplă cu salariații, care vor mai rămâne după restructurare, și cu restructurarea, ce se va întâmpla, câți vor rămâne. Domnul Căldărușe, eu zic să... și o altă problemă, acum câteva zile, să fie o săptămână așa, liderii de sindicat n-au așa o activitate la vedere, dar se întâlnesc pe la terase cu domnul Boza, indiferent de reglementări, încă trebuie să fim un pic mai rezervați așa când e vorba să ieșim în lume. Domnul Boza se întâlnește cu domnul Părvulescu de la FNME, cu domnul Ion Popescu, am înțeles, de la Jilț. Ce-or mai discuta, domnul Căldărușe? Puteți să ne spuneți? Haideți să luăm cu începutul, că până la urmă trebuie să am și o reacție asupra dumneavoastră o afirmație că în ultimele 6 luni, cred că extindeți puțin perioada. Păi după ce ultimele 2 luni a putea, domnul Boza, după aia a plecat domnul Boza. Ultimele 2 luni putem să spunem că sunt inactive. În momentul, eu totuși consider că ar fi corect să nu generalizăm, pentru că cel puțin în ceea ce privește Sindicatul Mine Energie Oltenia, a fost totuși prezent și în spațiu public atât cât s-a putut, că până la urmă depinde de noi, nu ne ducem unde vrem și când vrem. Ne ducem atunci când suntem invitați și nimic altceva. În rest, poate că unii sunt activați, să apasă anumite butoane doar la 6 luni, că mă dați dumneavoastră exemplu, asta e o altă discuție și nici nu mă interesează poate, ceea ce... Hai să spunem că este, cum ziceți dumneavoastră, o exagerare, dar chiar e o atitudine, cum să vă spun, anemică. Eu n-am mai văzut o purtare ca asta a sindicatelor până în această perioadă. Tot mai spuneau ceva, domnule, sau aveau, erau reacționari oarecum. Acum, nu știu la care lasă perioadă, lucrurile să se desfășoare. Nu știu la care perioadă faceți dumneavoastră, nu știu la reacțiile cui la vă referiți dumneavoastră. Eu cred că cel mai corect ar fi totul să spunem reacțiile cine le-a avut, când le-a avut și nu, cum zice, chiar cum așa meteoritic, așa la 6 luni sau un an. Și o spun încă o dată, când accesează cineva sau apasă un buton, vedem câte reacții și cităm și... În fine, dar e o altă discuție. Se întâmplă și sunt frecvente. Și până la urmă... Dar cine apasă pe buton? Nu știu cine apasă. Nu știu cine apasă. Nu știu cine apasă, nu mă interesează. Prioritățile noastre sunt altele. Vorbeați de acele întâlniri, ce au discutat. Nu știu, am văzut și eu ceva... Să zic tot la fel, mi-a arătat un coleg un articol referitor la acest aspect și o discuta cu atât mai puțin, că n-am de unde să știu. Nu știu dacă au loc aceste întâlniri, dacă nu au loc, dacă la terase în spații deschise, dumneavoastră, cred că mergeți pe principiu că trebuie respectate măsurile de stare de alertă. Nu stare de alertă, nu. Da, 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 de bază referi la alertă. Da, deci la terase. Deci nu, de deci nu într-un spațiu închis în care da, să se constate că nu s-a respectat
legile în vigoare la ora actuală. Nu știu acum dacă s-au întâlnit și cum s-au întâlnit și cred că cel mai corect ar fi să răspundă dumnealor. Vreau o părere personală a dumneavoastră în legătură cu aceste întâlniri. Pentru că știm foarte bine... În ipoteza în care ar exista, nu? Au existat, credeți-mă. Sunt și fotografii, poate o să revin cu niște poze. Nu știu, acum vedem, nu știu așa, relațiile. Acum nu știu care sunt relațiile personale. Acum strict pe dar tema aceasta. Dar din câte domnul Boza mai încearcă și acum să revină în complexul energetic Oltenia, că de fapt bănuiesc că despre nu știu și despre sincer, asta ar fi vorba. Nu știu, sincer, doar l-am auzit acum aproximativ 3 săptămâni, o lună într-o intervenție telefonică, dacă nu mă înșel că își dorește, să vină pe un post în direcția de investiții, sper să nu greșesc. Atunci, acum nu știu la momentul acesta, în rest, dacă au fost întâlnirile sau n-au fost, nu știu ce discuții au putut să aibă loc, acum nu știu relațiile personale. Este foarte posibil să fi întâlnit la o cafea. Să fi rămas prieten cu da, liderii este, de sindicat. Este foarte posibil și acest, acest astfel lucru. Astfel de întâlniri oare au loc între și cu domnul Burlan, am putea acum, eu de acestea spun, știți? Sau sunt păi nu, într-un adeți, cadrul, într-un cadru să vă spun, cu domnul Burlan, instituțional, ca să cu spun. Domnul Burlan, actualul președinte al directoratului, ca de fapt și cu toți ceilalți președinți ai directorului, inclusiv eu m-am întâlnit continuu. Deci, nu, mă gândeam așa, la locuri din astea, mai în centru, mai la periferii, mai... La țară, mai... Da. Nu știu. Acum vedeți dumneavoastră. Bine, important e ca totul să fie făcut transparent și asta că n-ar fi o problemă că se întâlnește X cu Y. Nu, nu consider că asta o problemă. Astea să spunem că n-ar fi prea importante lucrurile astea, deși există voci care spun că domnul Boza totuși încearcă să revină în complexul energetic Oltenia. Doar timpul ne va arăta dacă este așa sau nu. Eu am scris pe Facebook, am spus așa, cine sunt groparii complexului energetic Oltenia? Unde sau și rolul sindicatelor în acest declin al complexului energetic Oltenia, că trebuie să recunoaștem, domnul Căldărușe, n-a fost numai problema certificatelor de carbon. A fost un prost management și se vede clar, încep să iasă la suprafață, o să urmăresc și ședințele acționarilor, pentru că acolo sunt ceva, se cer niște explicații, cel puțin în ședința din mai a acționarilor, aceștia au spus că descărcarea de gestiune să mai aștepte un pic, trebuie să cei care au condus complexul energetic Oltenia să dea niște explicații, să dea niște lămuriri în plus. Deci, în opinia dumneavoastră, că vedem, avem o cotă, suntem pe locul 5 în sistemul energetic național, cu o cotă de 650 de megawatt sau nu știu cât era acum 5 minute când ne-am uitat amândoi. Cine sunt groparii complexului energetic Oltenia? Ce rol au avut sindicatele în acest declin al companiei? Că trebuie să recunoașteți până la urmă că n-au făcut o opinie separată atunci când managementul greșea. Nu. Au aplaudat managementul condus de... Dacă permiteți, iarăși vreau să intervin. Cred că, încă o dată, vă rog, nu generalizați. Adică, totuși, până la urmă, haideți să spunem că au fost și reacții... O parte a liderilor așa, de sindicat. E mult mai corect. Nu e vorba de mine. În general, poate și alții... Și alții poate să mai simt poate frustrați când aud astfel de lucruri. Dacă dumneavoastră ați mai avut câteva reacții... Am avut atunci când a fost nevoie și de câte ori am putut... Așa, poate reacții au fost mult mai multe, dar mai puțin în spațiu public, pentru că și accesul nu este un nelimitat. Nu e în funcție de cum vrea Gabriel Căldărușe. Totuși trebuie să fii invitat, trebuie să ai posibilitatea... Nu știu dacă groparea... Haideți să totuși să ne referim strict la momentul acesta, să începem de aici. Da, exact cum a spus și dumneavoastră, în primul rând poziționarea, locul 5. Aici e deranjabil. Că tot împreună ne-am uitat și la producția de energie. Da. Este una destul de mică pentru luna iunie. Pentru luna iunie... Până în 6.000 de megawatt, da. Totuși asta arată și un consum redus de energie în toată țara. Deci, la nivel național, un consum redus de energie. Încă o dată o spun. Deci, practic, la ora actuală ai cu aproximativ 1.500-2.000 de megawatt. Față de media aceleași perioade a anilor trecuți, creează și din punctul acesta de vedere o problemă în funcționarea complexului energetic Oltenia. Sigur, dar aveți foarte mare dreptate.
E și partea cealaltă care arată totuși locul 5. Deci indiferent de producție, indiferent de consum, până la urmă locul 5 totuși spune că există o anumită problemă în intrarea complexului energetic Oltenia în piața de energie. Acum de gropar, ca să dumneavoastră nu numai faptul că numai certificatele și nu știu ce. Bine, acum iarăși ne ducem în timp. Iar ne ducem în timp și aici nu e vorba de a mai căuta vinovați. Încă o dată, spune, am spus-o întotdeauna. Nu mai contează importante. Nu știu dacă avem satisfacții că vor fi găsiți vinovați sau nu vor fi găsiți vinovați. Important e ceea ce se întâmplă. Deci necazul e așa de mare, încât nu mai contează cei care l-au produs, și nu e problema, nu e vorba de a plăti. E foarte posibil să fost anumite greșeli manageriale la un moment dat decizii. Impactul nici măcar n-au încheiat contracte de vânzare de energie, domnul Căldăruș, și chiar asta a spus domnul Burlan. Nu, am spus și eu aseară, cred, într-o intervenție telefonică l-am pus de televiziune. Haideți să fim corecți, contracte nu încheie de azi pe mâine. Nu, vreau să fiu totuși obiectiv, că nu mă interesează nicio parte, nici alta, să zicem, dacă lucrurile întotdeauna se împart în două părți, nu mă interesează nicio parte, nici alta, mă interesează totul să fiu destul de echilibrat și ceea ce mă interesează, în primul rând, mă interesează ceea ce se întâmplă în complexul energetic Oltenia și aici e vorba implicit de oameni și nimic altceva. Dar au fost, poate eu am atras atenția și la momentul respectiv, că s-au făcut anumite greșeli. Acum vorbim de anul 2017, când a fost acea bulă pe piața certificatelor de carbon, când a fost prețurile foarte mici și când prețurile energiei erau extraordinar de mari și cu totuși complexul energetic Oltenia la momentul respectiv era capitalizat în sensul că avea foarte mulți bani în conturi. Plus faptul că băncile la momentul respectiv aveau linii de credit deschise pentru complexul energetic Oltenia, deci atunci și a fost... Au mai venit și bani din PNI, din Planul Național mai de puțin. Investiții? Au fost și bani aceia, dar nu, erau foarte mulți bani a intrat pentru că prețul la momentul respectiv, cred că a fost o perioadă în care prețul a depășit 3 milioane de lei, 300 și ceva de lei, fără nicio problemă în perioada respectivă. Asta este, nu s-a speculat acea perioadă care putea să ne asigure o liniște cât de cât pentru o perioadă de cel puțin 4-5 ani, un anumit confort pentru 4-5-6 ani de a... Vedeți, era cu totul o altă situație. Am spus-o și la momentul respectiv. Vă rog frumos, haideți să urmăriți să vedem câte reacții au fost împotrivă la ceea ce am pus. Nici nu mai vreau să mă gândesc că asta e, s-a întâmplat. Ce facem acum? Ce facem acum? Acum situația este una foarte delicată. Acum eu vă spun sincer, îmi place totuși, totdeauna spun, chiar și în discuțiile cu ceilalți colegi ai mei, indiferent ce va fi, cea mai bună minciune, știți, aceea vorbă foarte veche, tot adevărul rămâne. Din punctul meu de vedere, situația este una extraordinar de delicată. Foarte, foarte delicată. Chiar am spus-o și ieri, a făcut afirmația chiar și în cadrul Comisiei Mixte, am spus-o și aseară în acea intervenție. Delicată în ce sens? Din punct de vedere financiar. Deci, încă o dată, e clar, deci din punctul meu de vedere, nu mi-a fost afirmația făcută și am pus o întrebare în sensul acesta. Din punctul meu de vedere, inclusiv parte din salarii sunt plătite din acel ajutor. Eu vreau să-i spun încă o dată ajutor. Pentru că nu vom avea niciodată posibilitatea să returnăm acei bani. Deci salarii sunt plătite din împrumut. O mică parte, eu cred că o mică parte. Sau faptul că se face alte cheltuieli pentru companie, înseamnă implicit că... Deci banii de la practic au salvat, salvează achiziționarea certificatelor de carbon folosesc în mică sau mare măsură în funcționarea complexului energetic Oltenia. Deci în funcționarea cu totul, pe total. Întrebuințați pentru mai multe pentru că oricine poate să facă un calcul la 4-500 de megawatts, că până atunci punem altcumva problema. La 4-500 de megawatts n-ai cum să asiguri toate celelalte cheltuieli, da? Sunt nicio formă, că dacă se poate la 4-500, că n-am avut o medie mai mare de 500 de megawatts în ultimele 3-4 luni. Da, din păcate. Sunt nicio formă n-am avut. Păi dacă cineva o să spună că... A, mai vin și alți bani. Deci în domeniul ăsta mai vin și alți bani. Din dacă reglări, se mișcă din, partea română, nu, că vin de la Uniunea Europeană. Nu vin alți bani, să zic, care sunt acordați companiei pentru reglările din sistemul energetic. Da, deci mai vin anumiți bani. Dar dacă cineva crede că ne vom asigura
cu 500 de megawatts cheltuielile complexului energetic, hotărârea să și la mare. Nici nu mai vorbim de certificate, facem abstracție de certificate. Pentru că dacă ne-am face, am plătit salarii, am plătit toate celelalte cheltuieli, cu terții, cu prestări, servicii, cu absolut orice din 500 de megawatts, păi înseamnă că noi la 1200 de megawatts ar trebui să fim super profitabili, să nu ne intereseze certificate de carbon. De aici, ceea ce nu este adevărat. Deci e clar, banii aceia ne-a ajutat să trecem peste o perioadă extraordinar de grea pentru complexul energetic Oltenia. Domnul președinte, a fost comisia mixtă. Da. Au venit la, în fața sindicatelor cei din administrație, da, cu o situație financiară. Fără să prezinte date strict punctual, dar la fel că situația este una destul de delicată. O să fie probleme cu salariile? Nu, nu o să fie, deci din punctul meu de vedere, mi-asum ceea ce spun, nu o să fie problemele cu plata salariilor. Nu o să fie probleme. Atunci cu acele facilități, cota de cărbune, nu, în ceea ce înseamnă beneficiile, nu, dacă vreți putem discuta, voucherele de vacanță, deci vor fi eliberate în tranșe, două săptămâni începând cu 1 iulie, chiar există posibilitatea ca cei care pleacă până în această perioadă, pe baza documentelor, să le fie încărcate cardurile pentru a putea achita, pentru a putea achita biletele, mă rog, pe care le-au contractat la agențiile de turism. Cota de cărbune, la fel, va fi acordată începând cu data de 1 iulie. Pe data de 18 iunie ne vom întâlni în Comisia de Negociere pentru a împărți diferența de bani rămasă către salariați, deci nu vor fi probleme din punctul acesta de vedere. În situația aceasta, domnul Căldărușe, va mai exista o rezervă, o economie la fondul de salarii? O economie la fondul de salarii întotdeauna se creează. Întotdeauna se creează, pentru că fondul de salarii există din medicale, din învoiri, din... Dar cu fiecare an această economie a fost diminuată. În fiecare an a fost mai mică decât anul precedent. Nu întotdeauna. În primul rând ține și eu cred că anul acesta va fi și mai mare, pentru că totuși în anii precedenți sau anul trecut s-a lucrat foarte mult sâmbătă și duminica, care înseamnă o cheltuială suplimentară. Deci, se face o economie, am mai întrebat în emisiunile noastre, dacă se face o economie din această situație care a fost cu șomajul tehnic și dacă aceasta pică bine, pentru că nu s-au plătit întregi salariile, dar acel șomaj tehnic a fost asigurat de stat, nu? Da, cel de nou, parte din acel, parte, pentru că până salariul mediu pe economie, deci ceea ce a depășit, 75%, da, de 75%, ceea ce a depășit a suportat compania. Acum am pun și o întrebare vis-a-vis de această perioadă. N-aș putea să dau un răspuns. Nu. V-am spus încă o dată cel mai bine, adică să spui punct de vedere și așa cum crezi că este corect. Strict referindu-mă la perioada aceasta, e clar că, virgulă, cheltuielile cu fond de salariu au fost mult mai mici. Acum nu știu dacă la sfârșitul anului cineva va pune problema să, mai ales că parte din bani a fost suportat, cum spune și dumneavoastră, de către stat. Deci economiile au fost unele destul de consistente, că atunci o să zică cineva la sfârșitul anului, dat să împart inclusiv acești bani. Dacă vorbim strict de această perioadă, da? Strict de această perioadă. Dar nu știm dacă acești bani nu vor ajunge puțin, la... Numai puțin, semna atunci. Că la angajați. Cu ce ar primi oamenii? Nu, stați puțin. Cu ce ar primi oamenii la sfârșitul anului? Din această economie, strict pentru această perioadă. Și cu ce a primit de la stat, așa, înseamnă că, până la urmă, suma este una mult mai mare decât, sau mai mare, efectiv, cu diferența aceasta, deci ar fi mai mare decât ar dacă omul venea și sâmbăta și duminica. Aici va fi o temă de discuție și nu vreau să fac o afirmație care nu știu dacă se va regăsi la sfârșitul anului, inclusiv cu această, strict cu această perioadă. Oricum, economii se creează, v-am spus încă o dată, n-a mai fost program de 7 zile, foarte puține, ce puțin pe activitatea minieră, foarte puține sâmbătă și duminică s-au lucrat. Dacă ținem cont și de faptul că inclusiv în zona Turceniului, și aici mă refer la sucursale energetice, Craiova, Ișalnița, chiar și Rovinar, foarte puțini au mai lucrat totuși în această perioadă sâmbătă-duminică, vom vedea că rezultă o economie la sfârșitul anului, una destul de mare. Haideți până la sfârșitul anului să trece cu bine peste toate celelalte. Domnul Căldărușe, dumneavoastră mi-a spus mergeți zilnic la complexul energetic Oltenia, respectați, ca să spun zilnic, așa, dar foarte în funcție des. De...
vă respectați așa, fișa postului, ca să spun. Ce se discută acolo? De pildă, vă spun, e tot așa o informație de acolo, doamna Pințea, noul, ultimul director, a dus în... Membru al directoratului. Membru al directoratului. A făcut o oarecare ordine. A scăpat de niște șefi de pe acolo, i-a mutat în altă parte, la etajul 1 stă numai directoratul, e adevărat? Vă spun sincer... Nu? Nimeni nu și-a schimbat cu cine stătea? Stai mai puțin. Da, domnul Iacob, am înțeles că a fost marginalizat, nu știu pe unde... Dar știu că, de exemplu, directorul de personal, deci este pe etajul 1. Da, undeva într-un birouaș foarte mic, am înțeles. Întotdeauna pe pentru nu. Adică că nu e vorba că birou mai mic sau mai mare. Nu, vreau să scot altceva aici în evidență. Aici e vorba de ceva. Acolo întotdeauna a fost... Se spune, eu vă spun ce aflu de la cei care lucrează în sediul Complexului Energetic Oltenia. Doamna Pințea este foarte posibil să fie numită în toamna acestui an chiar președinte de directorat. Și a început să facă o oarecare ordine în sensul că, deși cunoaște tot ce s-a întâmplat în Complexul Energetic Oltenia, toți cei care taie frunză la câini, deci dumneavoastră, am înțeles că este la curent cu tot ce se întâmplă, a fost o primă măsură să elibereze un pic birourile de acolo, dacă este așa cum îmi spun cei care lucrează acolo. Și anumite au fost făcute, da. Au fost, nu? Da, anumite mutări au fost făcute. Da, și se pare tot colegi de-ai dumneavoastră, pot să zic, de acolo, spun că e hotărâtă să facă o oarecare ordine și să taie în carne vie, știind că au fost făcute angajări aiurea, că au fost tot felul de necazuri din acest punct de vedere. Și bani cheltuiți aiurea, pentru că acele angajări făcute în ultimii 3 ani de zile au costat și acelea și eu cred că contează. Acum sunt fel și fel de angajări, sunt care au fost necesare și nu trebuie așa. Sunt eu nu mă referam... Pentru activitatea de producție. Da, deci cred că a fost clar. Da, deci nu mă refeream la acelea. Mă refeream la cele făcute pe ochi frumoși, așa, și pe pile, și pe politică, și așa mai departe. Aici e vorba de o măsură de corectitudine pentru a respecta chestia aceasta. Sincer, da, face parte, să zic, sau mai bine să va ajuta, dar nu rezolvă problema. Încă o dată, foarte bine, nici mai interesează mutările făcute, poate au fost chiar în ordine, s-a respectat anumite dar principii. Dar înainte în alți ani vă deranjau, domnul președinte. Absolut deloc, că se mută dintr-un birou în altul. Spuneți, am scris ani de zile. Mutări dintr-un birou în altul? Nu, de angajări făcute aiurea. Vă deranjau? Stați, am vorbit de mutări făcute, nu de angajări. Eu n-am vorbit... Deși aici, încă o dată o spun, să facem o diferență între oamenii care au venit în activitatea de producție și e nevoie de ei și celelalte angajări. E o măsură, încă o dată spun, care poate ajuta la buna funcționare a companiei. Dar cred că sunt multe, multe alte priorități. Da, e vorba și de corect. Nu e un semnal care se transmite și un lucru din punctul meu de vedere bun. Deci din punctul meu de vedere, e un lucru bun, până la urmă trebuie așezate toate lucrurile într-o anumită ordine. Dar ordinea firescului, a normalului, nici de cum a normalului. Doamna Pințea a venit în comisia mixtă de ieri, cu domnul Burlan, cu toți directorii, deci toți au fost directoratul? Bine, am avut chiar și o discuție, am abordat acest aspect. Îl spun și acum, deci Fadu și am spus, și o spun încă o dată, să inima Complexului Energetic Oltenia este aici, în Gorj. Și vom acționa, vă spun radical, nu pentru un moft al uneia sau al altuia, dacă și când vor fi făcute acele presupuse investiții, nu se va ține cont ca prioritățile să fie acest județ. Dacă vom începe cu investițiile de la periferie, nu mă refer la Dorj, eu mă refer la modul de funcționare a companiei. Dacă am avut până acum producția în zona aceasta a Gorjului, și absolut tot, sau mai bine zis, a supraviețuit și datorită, locurile de muncă a supraviețuit Complexul Energetic Oltenia datorită funcționării acestei zone, să nu creadă cineva că vom accepta ca resursele iară să plece dinspre periferie și ce o mai rămâne cumva să fie alocate și aici. I-a spus-o chiar și doamnei membru a directoratului, doamna Pințea, dumneavoastră, ei știm că a făcut parte din conducerea unei mari companii, foarte mari companii, da, la nivel european. Despre profesionalismul dumneai se vorbește numai de bine, ca să spun. Foarte din ceea bine, ce am auzit mă eu. Mă bucur ca expertiza dumneai să ajute în buna funcționare a Complexului Energetic Oltenia, dar încă o dată spun. Am spus-o și ieri,
cred că și din calcule sau pot să le facă dumnealor economice, va rezulta că nicio centrală pe gaz din România niciodată nu va putea bătea sucursala energetică Rovinari. Niciodată, indiferent de prețul certificatului de orice. A, dacă o ia, să zic, per total și bagă toate centralele la grămadă și fac o medie, da. Dar strig raportând la sucursala energetică Rovinari, de departe, mult mai competitivă sau mai competitivă și decât orice centrală pe gaz din România. Da, credeți că această termocentrală este și ea în pericol odată cu aceste, cu această tranziție de la cărbune la gaz? Adică a fost, ținând cont, adică plecând și la declarațiile care au fost făcute pe Digi2, avem voie, nu, să pronunțăm, pe Digi24 de către premierul României, au fost discuții pe acea declarație cu membrii directoratului. Da, chiar am un mesaj de la domnul Stanca Cristian. Ce părere aveți despre afirmațiile primului ministru? Domnule, vedeți, da, sunteți... Până la urmă era normal să ajungi aici, că e o temă care interesează foarte, foarte mult salariazii. Și a fost o discuție pe această temă, pe afirmațiile făcute de premier, care s-a spus foarte clar, ce puțin zona Rovinarului, sunt două, trei scenarii la care se lucrează. S-a făcut referire de Adi Marciu, cred, de discuția avut-o cu ministrul economiei la București când a fost acea întâlnire, în care s-a spus foarte clar, trebuie să fim consultați în ceea ce înseamnă program de reorganizare, restructurare sau cum vrea să zică fiecare. Și a spus, da, că deocamdată sunt în faza totuși incipientă, sunt două, trei variante și în momentul în care se ajunge la o concluzie ne va fi prezentat acel program. Dar totuși, a ținut să precizeze acest lucru, Rovinariu va fi la capacitatea maximă și toate grupurile pe cărbune. Măcar, bun, și restul? Restul era vorba două grupuri, dar v-am spus, sunt două, trei scenarii, eu vă spun sunt doar ceea ce a variante, fost. Da. Două, trei scenarii, era vorba de un grup la... pe gaz la turceni și două pe cărbune și la Ișalnița și Craiova. Încă o dată, eu nu voi crede niciodată în două grupuri pe gaz la Ișalnița. A, poate doar pentru studii, altă discuție. Fie foarte, foarte clară. Și am spus-o și... Credeți chiar că se vor mai... Le-am spus membrilor directoratului. Haideți să ne uităm și la funcționarea Brazului, de unde... la acea companie centrală foarte bine făcută, nouă, știm cum e făcut orice lucru, cum e făcut în mediul privat când omul plătește pentru lucrarea respectivă și să face exact ceea ce plătește, fără să mai existe, să mai intervine și alți factori, și totuși nici acea centrală nu bate Rovinariu. Da, deci nu este o performanță una fantastică și, mai în glumă, mai în serios, am spus și acolo, spun și acum, atâtea centrale am făcut de 20 de ani încoace, ba la Sărdănești, ba la Motru, ba la Rovinari. Adică nimeni nu va pogni din degete și gata, vom și vedea o mie și una de grupuri. Dar noi vorbim aici că această tranziție va dura. Da, și vis-a-vis de aceea declarație, o consider una total neinspirată, să nu zic altceva. Deci total, nu că a fost trunchiată sau... total neinspirată în ce sens? Adică știm foarte bine, cred că și într-o emisiune, sigur, și într-o emisiune a dumneavoastră, în altă emisiune de-a mea. Într-o altă emisiune a dumneavoastră. Da. Această înțelegere la nivel european e din 2018, nu? Care se spune foarte clar, perioada de tranziție până în anul 2050 să termine cu energia produsă pe bază de cărbune. Noi ne-am cam grăbit. Cred că afirmația a fost, adică că n-a spus, da, vom face această tranziție, dar care va fi până în anul X, 2035-2040. Aici e o problemă. A lăsat să înțeleagă și fiecare oamenii îngrijorați, unii oameni cu adevărat îngrijorați, fiecare din salariați are propriile probleme și e normal ca orice om din lumea aceasta. Alții au fost interesați, poate au fost interesați, nici nu-i acuz, au speculat o declarație care o spun neinspirată. Pentru că n-a spus decât a trunchiat-o și fiecare a putut să înțeleagă fiecare ceea ce a vrut. Aveți încredere în acest guvern, domnul Căldărușe? Mă, de încredere, știți cum este? Timpul ne-o va arăta. Care sunt semnalele? Ne-o va arăta. Încă o dată o spun. Și nu vreau că vedeți dumneavoastră, făcând o afirmație sau alta, o să vedeți etichetări, ea la lora. Dar m-am obișnuit, de-a lungul timpului mi-au fost eu puse... Eu nu cred că vă mai împiedicați de absolut diverse... Absolut deloc. O spun încă o dată. Strig și mă refer la aspectul acesta, am spus-o și înainte, fără acel ajutor, viața complexul energetic Oltenia era total compromisă. Nu spun altceva, nu mai mult, era compromisă total.
total. Deci fără acel ajutor, faptul, iarăși a mai fost, să zic, să vorbim între ghilimele. Puneam lacătul pe CEO, dacă nu era? Acel sau așteptam, așteptam, amenzi, așteptam amenzile care semnau aproximativ un miliard de euro. Aproximativ un miliard de euro. Cât însemna 100 de euro pentru fiecare megawatt, da? Da, produs. Produs. Da. Mai vorbim plus de plata certificaturilor, deși situația era foarte, foarte, foarte clară. Se tranșa rapid atunci. Foarte rapid, câteva foarte zile rapid. Nu... Acum, să spun, astăzi era complexul, ghilimele, mâine nu mai și de, era. Între ghilimele de beneficiile bun, acestei deci... pandemii, faptul că a venit această criză de sănătate... A determinat... Sanitară, spun unii, că sanitară, se supără când zicem da, sanitară, criză, de... criză sanitară. Faptul că a venit, cred că a influențat foarte mult și prețul certificatelor. Și a creat posibilitatea ca sumele cheltuite pentru achiziția acelor certificate să fie unele mai mici decât cele acordate prin acel ajutor. Aveți idee cât mai costă un certificat în nu știu la momentul acesta, că vedeți... Am înțeles că a scăzut. A scăzut și scade. Așa. La noi s-a inoculat așa o chestie, că niciodată n-am mai achiziționat decât pe ultima sută de metri. Și interesul, să zic, pentru certificate a început să vină de-abia întotdeauna la sfârșitul anului spre primăvară, pentru ar prețul certificatelor. Ar fi bine ca actualul management să nu uite să cumpere, știți, sau să nu amâne, cum s-a mai întâmplat în 2017. Nu, avem cu ce cumpără și eu vă spun da. Că la ora actuală nu avem. Încă o dată, vă spun că este nevoie de un plan de reorganizare, dar în care să nu fie afectat niciun loc de muncă. Și eu mă refer la oamenii care lucrează tot ceea ce înseamnă subunități minere, energetice, să nu fie afectate locurile de muncă. E clar că trebuie o implicare și a guvernului. Pentru că vedem, soluțiile sunt destul de delimitate la ora actuală. O spun în emisiunea dumneavoastră, iar mă repet, am spus-o și ieri, am spus-o și altă dată. Cred că poate o să trăim și noi în România, să vedem și noi care sunt firmele. Nu e o problemă, nu vorbim de corectiune, că poate să fie totul corect, fără da. Absolut nicio problemă. Care sunt firmele care importă și exportă energie? Suntem singura țară din Uniunea Europeană în care nu există posibilitatea, lipsa de transparență este totală, în care nimeni nu are posibilitatea nu știm să vadă, ceea ce nu e normal. Adică cine la orice cumpără, tranzacție vinde, economică, putem vedea dacă cineva cumpără, să zic, unii distribuitori ar un anumit produs, indiferent ce fel de produs, putem vedea acest lucru. Ei, domeniul acesta nici pe timpul vedea. PSD-ului nu s-a știut. Nu de acum. Această problemă. Păi da, e veche. E veche. Păi e asta, veche. Asta vreau să zic. Aveți, v-ați gândit să vă adresați guvernului? Poftim în această eu problemă. Spun, eu sper și chiar cred că în perioada următoare, când pentru că în această situație de relaxare de asta, eu cred că vor fi întâlniri în care se va discuta mult mai mult și mai aplicat pe situația complexă energetic Oltenia și găsirea de soluții pentru o bună funcționare a acestei companii. Revenind la comisia mixtă care a avut loc ieri, cum ați văzut o schimbare de abordare a problemelor față de vechiul directorat? Și dacă de exemplu, doamna Pințea a avut ceva de, de precizat, vreo observație de făcut, v-a dat, dacă dumneavoastră a spus întrebări, ce v-a răspuns dumneavoastră ei? Vedeți, dumneavoastră, a fost o primă întâlnire, de să fim, a fost și foarte multe probleme, plecând la declarația aceea, ținând cu de procesul de reorganizare în care se află compania. A fost vorba de voucherele de vacanță, de începerea negocierilor pentru ca oamenii să plătească, să primească acea diferență de bani. Deci, așa, pe 18 o să fie întâlnirea Comisiei de Negociere. Ce s-au discutat? Au fost foarte, foarte multe probleme. Dar a fost vorba de angajarea rudelor decedaților. Deci da, sunt timpul lucruri... a fost destul de câte mic. Câte ore a durat ședința? Să zic, aproximativ două ore și jumătate. Înainte erau mai lungi. Bine, să știți că s-au discutat foarte mult și s-au rezolvat mare parte din... Spuneți-mi, vă rog, s-a vorbit despre organigramă, despre restructurare, despre schimbări? Eu știu nu, că... Nu. Și vă spun... N-ați fost curioși să întrebați, domnule Dan? Nu, păi v-ați spus că se lucrează pe mai multe scenarii. Nu știu dacă prezentarea tuturor scenariilor ne-ar fi convenit și nouă să vedem o mie și una de variante. Important e ca lucrurile să funcționeze. În rez, cine va conduce? Cum? Așa e o altă discuție. Problema e cum va fi condus.
sau subunitățile cum vor fi conduse. Deci aceasta e opinia mea. Vedeți o aplecare sau o îngrijorare a guvernului legată de salariații din minerit, domnul Căldărușe? Deocamdată n-am avut semnale. N-au fost semnale în sensul acesta, v-am spus. Făcând abstracție de acel ajutor. Atunci, da, a fost o percepție că cineva s-a plecat și rezolvă o problemă și s-a plecat asupra problemei. Dar nu ne dorim ca lucrurile acestea să fie sporadice. Trebuie să fie o continuitate și din acest punct de vedere. E clar și trebuie până la urmă. Aici vorbim de siguranța sistemului energetic românesc. Și nu e vorba de a brava noi faptul că suntem nu știu cine. Vedeți că se descurcă. Complexul e pe locul 5. Poți să te descurci. Ar mai putea găsi pentru 650 de megawatts. Fiecare se poate descurca azi, mâine. Se ia din import. Se poate descurca o lună, două, trei. S-ar putea să fie o perioadă care să pună capac la toate. Deci, haideți, vorbim totuși de un consum. Vorbim de un consum de 5.000 și ceva de megawatts pentru unul. Acesta este unul foarte mic. E clar că această criză sanitară a lăsat urme foarte adânci și în economie, inclusiv în economia românească. Vedem ce se întâmplă la Dacia. Dacă atunci oamenii au fost trimiși inițial în șomaj datorită crizei sanitare, vedem că încep acum să fie trimiși datorită faptului că nu există comenzi. Am auzit zilele trecute când firma mamă, Renault, a anunțat că la nivel global va concedia 15.000 de salariați plus închideri de fabrici. Doamne ferește să nu se extindă acest lucru. Pentru că ar însemna în orice țară, numai România, un consum redus de energie. Toată lumea anunță o criză economică majoră. Se spune că totuși și relansarea economică din perioada următoare se va apropia de ce a fost acum 3-4 ani. Domnul președinte, v-ați spus directoratului ieri apropo, totuși, referindu-le la această criză, haideți. Ați văzut ce a însemnat faptul că n-am avut posibilitatea să facem niște simple măști. Că sunt, până la urmă, o banalitate, nimic altceva. Da, am văzut și câte, ce s-a întâmplat, pentru că nu mai avea cine să le facă semnat, fără să ai acele aparate. Da. Ce ar fi semnat să avem 500.000 de îmbolnăviri? Și în sistemul energetic... Dar ce ar însemna cum s-a întâmplat la noi? Să ai un laborator genetic și să... Da. Da. Primești autorizarea după nu știu cât și timp. Și ce ar semna o criză în sistemul energetic? De genul acesta? Păi ar termina cu totul țara. Cu totul. Revenind, domnul președinte, vreau să vă întreb, sindicatele la Comisia Mixtă au apucat să vorbească ceva legat de majorări salariale viitoare, dacă este posibil, dacă nu este posibil? Păi v-am spus încă o dată, pe data de 18 ne vom întâlni. De-abia atunci. Păi 18 iunie, asta înseamnă... Două săptămâni de acum. Salariații ar putea spera că veniturile lor vor crește chiar și în această situație destul de dificilă? Vor crește, dar media cu care vor crește este de 70 de lei pe persoană. Deci media. Pentru că aceasta e suma care a rămas de împărțit. Da. Deci vorbim de medie. Oamenii vor fi dar mulțumit? E vorba de echilibrări, de lucrul acesta să știe de acum 3 luni de zile când s-a întrerupt totul datorită de a-mi acorda, să zic, pe ultima sută de metri, de a putea beneficia oamenii de acel bonus, de a putea beneficia de primele care au fost acordate cu ocazia zilei de 1 mai, că nu a fost cu ocazia sărbătorilor pascale, de acela DAOS, a fost acela DAOS care i-a acordat lunar. Vorbim de sporul de producție, pe care nu l-a primit nu, ADAOS, lumea. ADAOS. Păi am înțeles că s-a și făcut... sporul de producție. Da. Și sporul de producție care nu l-a primit toată lumea urmează încă o dată, nu pot să mă lumea câștigă în instanță acest nu, cazuri, sau parte dintre nu. Haideți, cred că un caz sau două a fost atât. Vedeți, și aici până la urmă iarăși, adică să zic locuri similare, unul câștigă, de acord, unul câștigă 10 nu. Vedeți, iarăși, în fine, eu spun că ar trebui să primească toți ceilalți salariați, ar trebui să primească, în fine. Dar lucrurile acestea vor fi tranșate în cadrul comisiei de negociere. Despre protestele de care vorbea domnul Manu Tomescu. Da, deci mă puneți pe mine să comentez tot. Nu știu, vă rog frumos. Dar n-ar fi o... Să le facă, care e problema? N-aveți o relație foarte bună cu cei de la FNM? Nu e vorba de relații foarte bune, nu, dar... Vreți să fiu și eu malițios? Vreți să fiu malițios? N-ar avea sens aceste proteste? Nu știu, doamne, întrebați pe Manu Tomescu. Nu mă pot pune eu în mintea lui. El făcea un apel la... Să-l facă.
n-ați vrea să faceți? Doamne, eu știu pe când, pentru ce trebuie să facem proteste. Vă spun, m-a interesat și mă va interesa soarta complexului energetic Oltenia. Indiferent cine e la conducerea complexului energetic Oltenia. Nu va fi o chestie meteoritică din când în când, da? Și n-am niciun buton nici în stânga, nici în dreapta. În rest, nu mă interesează. Nu pot să comentez ce gândește unul sau altul. Bun, nu știu ce să zic în legătură cu asta, că inițiativa dumnealui părea una de, cum să zic, îndreptățită, mai ales că se întâmplă ce se întâmplă la complex. Foarte bine, invitați și poate vă explică. O să-l mai invităm. Cu domnul Pârvulescu cum vă mai înțelegeți? Foarte bine. Da, știu că anul trecut ați, foarte bine. Ați fost, ați avut păreri diferite, ați avut niște... contradicții. Păi de la ce ai plecat tot? Haideți să ne uităm, dacă atunci haideți să căutăm mai adânc așa în trecut, să vedem, să scoatem afirmațiile tuturor de-a lungul timpului. Haideți, știți cum este? Amuzant, nu, e trist și amuzant în același timp. Să constatăm dintr-o dată o situație dificilă a complexului energetic Oltenia. Și că s-a întâmplat și a venit ceva peste noapte. Păi și n-a venit. Totuși, păi, acum, care e peste noapte? Ia spuneți dumneavoastră. Nu, nu e exemplu. Peste noapte, asta e altceva. Ați avea ceva de reproșat pentru faptul? N-am nimic de reproșat. Da, absolut nimic de reproșat. Nici de felicitat, că unii au tăcut. Nici nu felicit, nici nu reproșez. Deci că unii au tăcut când lucrurile treaba erau... Treaba fiecăruia. Când aveau șansa să fie îndreptate? E treaba fiecăruia. Și au vorbit acum. Fiecare și asumă ceea ce face. Vă spun încă o dată. Mă interesează complexul energetic Oltenia și mă interesează ca oamenii de salariați complexul energetic Oltenia să aibă loc de muncă, să ieși la pensie din cadrul acestei unități. Înțeleg. Mici răutăți, pot să arunc și eu cu mici răutăți, pot să arunce și colegii, nu e nicio problemă. Asta e viața până la urmă. Deci nu o să existe un, cum să spun, un punct de vedere comun nu în nu cadrul există, doamnă, dacă sindicatelor. Dacă e strict legat de complexul, problemă. Încă o dată o spun. Dacă e strict legat de viitorul complexului energetic Oltenia și de soarta salariaților, noi suntem dispuși, aici vorbesc Sindicatul Mine Energie Oltenia, să facă absolut orice. În rest, dacă sunt alte lucruri, nu mă interesează. Bănuiesc pe unii sindicaliști. Nu bănuiesc, doamnă, lucruri... nu bănuiesc, dar fiecare are dreptul și să gândească la orice. Pentru alte... Nu știu, de ce să acuz? Păi nu vreau să acuz. Nu, eu nu acuz pe absolut nimeni. Fiecare face ceea ce vrea și e responsabil pe ceea ce face. Cum vedeți munca inspectorilor sociali? E o problemă. Da, de ce mă puneți? Vă rog eu frumos, de ce mă puneți pe mine? Sau ce să mai comentați? Fac dumnealor? Știu că veneau, se duceau în carieră sau așa era teoretic. Mergeau în carieră, mergeau acolo eu la eu cred universe. Că sunt din ei care își fac treaba. Veneau cu eu sunt, rapoarte. Încă o dată, eu cred că sunt trei care își fac treaba. Eu încă o dată nu sunt inspector social. Aș putea să arunc cu fel și fel de inspectiv. Încă o dată, singura chestie. Păi cred că sunteți singurul lider care nu sunteți problema, inspector... Nu e asta problema. Am spus-o și în emisiunea dumneavoastră de ori și în alte emisiuni și o spun în continuare. Nu e problema faptului că sunt inspectori sociali. Dar e supărător bine, pentru salariația dus, asta, nu știu dacă e supărător. Cineva de-a lungul timpului a avut grijă ca acest lucru să fie perceput. Încă o dată, în momentul în care îți faci treaba, pentru care ești plătit. Adică că, până la urmă, sunt foarte multe salarii care sunt plătite așa, așa. Rolul... Deci ajungeți la ce am spus eu mai devreme. Nu. A, sunt faptul, da, sunt. Dar ce negăm? Și nejustificat. Știți cum e? Că și, până la urmă, și cu TESA, foarte mulți au început oamenii, TESA. Nu sunt oameni și din TESA care își fac treaba și au mare parte din ei, eu vă spun, salarizare foarte proastă și acolo. Cum au și salariații din activitatea producție. A, că sunt, și de asta oamenii, și pe bună dreptate, au o reacție de genul acesta. A, păi când aud de anumite exemple în care nu fac nimica și salarizarea e extraordinar de bună. Și de aici a apărut și această ruptură între salariați. În rest, încă o dată o spun. Asta vă așa, domnule, singura chestie care este, și eu le-am spus-o și lor așa, domnule, nu le-a dat nimeni nimica, trebuie negociat totul să fie transparent, sunt plătiți, pentru că lucrurile acestea se întâmplă, vă spun, și în firmele private. Deci unde am putea spune că, băi, ăla chiar vine puțin cu banii de acasă. Dar toți au avut grijă să zic ca și cum le-a acordat o facilitate. Da. Aici este problema. Haideți să fim serioși, totuși sunt 13.000 de salariați în această companie. Tot așa în legătură cu sindicatele, ce v-ar putea supăra în așa fel încât să faceți proteste sau mișcări, altfel de mișcări, meeting-uri, mă rog, să organizați niște reacții? Ce v-ar... să organizați niște...
știu eu, cum am spus mai devreme, pichetări, meeting-uri, ce v-ar supăra așa? Adică este posibil ca în această situație în care ne aflăm și în acest context, este posibil să mai existe mișcări de stradă, să spun? Da, este foarte posibil. Deci este foarte posibil acest lucru. Ce v-ar supăra foarte rău? Ce v-ar supăra întotdeauna? Că, deci, faptul, sau dacă vom concluziona faptul că vor fi puse în pericol locurile de muncă ale salariaților, să fie foarte clar că vor reacționa. Prin această restructurare, credeți că sunt puse în pericol locurile de muncă? Haideți că la ora actuală, haideți că nu e restructurarea... Acum, cel puțin cum a fost prezentată, nu se referă, se referă la o restructurare a companiei, nu la o restructurare de punct de vedere a salariaților. Pentru că eu vă spun, la ora actuală cred că sunt aproximativ 700 de salariați care au decizii de pensionare. Deci 700 ar pleca în aproximativ, aproximativ. Și sunt alți salariați care în perioada următoare îndeplinesc condiția. Am putea spune chiar că există lipsă în foarte multe subunități, că e o lipsă acută de personal în activitatea Știm, de producție. Da. De poate de singurul lucru, să zic, care n-a făcut în ultima perioadă să fie observată atât de mult, e faptul că a fost această perioadă, să zic, în care nu s-a prea lucrat și faptul că ne confruntăm cu o altă mare problemă care trebuie rezolvată și atributul membrilor directoratului și a guvernului. Ce ar trebui să facă? Da, e un prim lucru care iarăși ar trebui să-l facă. Legat de asigurarea fronturilor de lucru. Da. Ne confruntăm cu o problemă foarte, foarte gravă la ora actuală, existând riscul ca în perioada următoare, și aici mă refer un an, doi ani, altele mai puțin, să fie blocată activitatea aproape a tuturor carierelor. Care ar fi prima care ar pica, să zicem, dintre cariere? Păi toate sunt. Una a picat, că e roșia care nu are nici aviz, a picat în ghilimele. Adică, totuși limitate. Pe toate sunt în aceeași situație, ce puțin în zona Rovinalului. Pinoasa, situația extraordinar de grea, Tismana extraordinar de grea, roșia extraordinar de grea. Deci ăsta e un pericol real. E un pericol real și dacă nu... un pericol real. Pericolul care poate să răsfrângă într-un foarte scurt timp asupra funcționării întregii companii. Aceeași situație și la Jilț, aceeași situație și la Roșiuța. Dar aici vorbim strict de zona Rovinar, dar toate carierele se află aproape de limita de în care mai pot exploata. Aproape de limite. Și aici nu vorbim de ani. Vorbim de 6, 7 luni, 8 luni. Aveți în vedere, ați vorbit cu directorul? Da, a fost discuție, inclusiv am abordat această problemă. Domnul președinte al directorului a spus că speră ca într-o lună să fie rezolvată această problemă. Nu înseamnă că punerea în practică s-ar cunoaște imediat în activitatea de producție acest lucru. Dar oricum a rezolvat mare parte din probleme și am avea cel puțin predictibilitate ca în viitor vom avea ce exploata. Câte excavatoare stau în zona Rovinari? Mă, nu știu câte excavatoare, că nu-i problema. Problema e cât cărbune putem da. Cât cărbune puteți da foarte în multe, condițiile astea. Sunt cărbune pe treptele superioare, care aproape în toate carierele stau. Și mergem aproape de limită cu cele care sunt pe cărbune. Aproape de limită, cu mici excepții. Că în altă parte a început să funcționeze cele de pe steril și să nu mai putem cu metizmana și nu mai putem da cărbune. Cu excepția Rovinarului Est. Care a fost carieră și acum e sectorul al carierei Tismana. V-ați gândit să luați legătura cu cei de la guvern în problema asta? Sigur vom lua. Sigur vom lua. Oricum păstrăm anumite discuții, sunt continuu pe această temă. Dar încă o dată vă spun. Pârghile sunt la guvern, să fie foarte clar. Și aici vom vedea cât de mult doresc să implice în acest lucru. Problema expropierii trebuie să fie rezolvată cât mai repede. Și aici vorbim în primul rând de scoaterea din fondul forestier, că de fapt aceasta e marea problemă. Cum credeți că veți împărta organizațiile ecologiste? Acum, în funcție de câți bani o să mai intre și pe la anumite care, să zic, au denumere englezești, dar după cât se pare au sediu prin Cehia, câți bani mai vin pe la anumite companii concurente ale CEZ-ului. Și atunci vom vedea și reacțiile. Știți, acum nu vreau să fiu malițios ca să atac. Da, după cât se pare una din acele organizații, că dacă nu mă știu, undeva din Cehia, nu? Noi vedem de foarte multe ori așa și spune că intră energie din Ungaria. Nu intră din Ungaria. De foarte, cele mai multe ori că intră pe granița de vest, de cele mai multe ori, intră din Cehia. Deci producția de energie pe bază de cărbune în Cehia e mai mare decât în România. Dar de ce nu fac o curățenie acolo în ceea ce privește dioxidul de carbon? Dar e clar că există interese economice foarte mari. Încă o dată vă spun,
nu era prea interesat de complexul energetic Hunedoara, pentru faptul că au o cotă de piață destul de mare și nu sunt un jucător important pe piața de energie. Destul de mică, spuneți, da. Da, destul de mică. Deci complexul energetic Hunedoara are cotă foarte mică și nu contează. Dar și organizațiile de care vorbiți n-ar fi putut să facă lucrurile astea de unele singure. Acum că și-au care găsit... sunt sabotorii la noi? Că fără un sprijin din partea chiar a celor care fac parte din sistem. Aici instituțiile sigur au răspunsuri la această întrebare. V-ați gândit să depuneți niște plângeri sau reclamații sau ceva? Eu sunt sigur că au de peste tot. Și vor avea întotdeauna. E clar, nu e problema ce fac ei. Încă o dată spun că nici nu-i acuz. Nu e problema ce fac ei. Problema ceea ce se face la nivel de stat. La această ofensivă... Domnul președinte, putem admite că noi ne cam sabotăm, ne autosabotăm? Putem vorbi despre asta? Păi stați, asta se întâmplă de 2000 de ani. Păi da, dar... nu e o problemă. Haideți, venim un pic mai aproape, totuși. Strict în problema asta. Da. Da, sunt oameni care, nu știu, au o dublă misiune. Nu mai dublă, aceia sunt mai modești. Sunt interese și sunt aceste interese care nu ne vor nouă, nu ne poartă nouă grija, sunt sprijinite și de oameni din interiorul sistemului energetic. Avizele de mediu cu contestarea de către aceste organizații, da? Da, uite ce se întâmplă la Roșia, da. Eu sunt curios câte acțiuni în instanță, deci dacă... Să zicem că CEO-ul ar avea nevoie să defrișeze 1000 de hectare de pădure, da? 1000, nu știu, 2000, să zicem maxim. Pentru o funcționare pentru 5 ani, 10 ani. Și am văzut câte procese sunt pentru orice, da? Eu nu știu, înseamnă că în ceea ce privește și vedem cu toții și cu toții ceea ce vedem la televizor, mai mult o fi adevărat, mai mult sau mai puțin, dar vedem cu ochii noștri, că toți locuim aici, foarte aproape zona noastră, să zic, una cu păduri foarte multe totuși. Și ne uităm că se defrișează, s-au defrișat milioane de hectare ilegal. Milioane, deci milioane, nu zic, poate nici mai vorbim de milioane. 500 de mii de hectare. Deci care înseamnă mult, mult mai mult pentru a susține decât s-ar face să zic pentru complexul energetic Oltenia de a susține o activitate economică. Păi înseamnă că oamenii aceștia trebuia să treacă la gestul... Nu vreau să spună că incit la gesturi radicale, dar cred că având atâta conștiință și atâta spirit civic și atât de mari apărători ai naturii, cred că pentru chestiile ar trebui efectiv să ajungă la situații limită. Nu am văzut nicio... Adică în pușcărie, nu? Nu, cred că ar fi fost în stare să moară acolo pe unde se defrișează sute de mii de hectare ilegale de pădure. Adică într-o parte ești foarte activ și în partea cealaltă faci doar vizite și asta. Complexul energetic Oltenia, în cazul în care va primi aprobarea de a despăduri pentru ca fronturile de lucru să înainteze, mai are bani să replanteze? Că știu că era toată această... despădurire necesară lucrărilor miniere, era apoi, cum să spun, complexul trebuia să refacă acel teren. Și din bundul. Era o chestie controlată, asta vreau să spun. O chestie puțin controversată. Controlată în sensul că dacă defrișau, puneau la loc la nu neapărat aceasta. Până la urmă, dacă stăm strict să ne punem de lucru acesta, nu mai știu exact, dar e vorba de ordinul miliardelor. Pe lângă faptul că complexul energetic Oltenia plătește contravaloarea pădurii oricărui proprietar, să fim corecți, întotdeauna prețul oferit de către complexul energetic Oltenia a fost unul mult mai mare decât prețul pieței, da? Către proprietarii de pădure. Pe lângă asta, cred că aproximativ 3 miliarde, sper să nu mă înșel, dar oricum e vorba de ordinul miliardelor vechi. Complexul energetic Oltenia plătește pentru fiecare hectar scos din fondul forestierii statului român. Deci pe lângă faptul că plătește proprietarului pădurea. Păi dacă s-ar întâmpla și cu ceilalți care exploatează, să zic, au business-ul domeniul ăsta, să facă acele despăgubiri către stat, ori n-ar mai exploata, ori ar mai vedea, ar fi trebuit țara asta să fie împădurită cu suprafață dublă față de ceea ce are la ora actuală. Da? Vedeți dumneavoastră, e surprinzător ca totuși strict pe domeniul acesta să punem 1000 și una de condiții pentru complexul energetic Oltenia. Care mai este rolul sindicatelor, să trecem la un alt registru, ca să spun așa, în condițiile de față? Cum mai vedeți dumneavoastră, dacă ar fi să descrieți
activitatea sindicală, care ar mai fi rolul sindicatelor în această perioadă? Eu cred că e același. E același? Același trebuie să fie. Deci rolul sindicatului trebuie să fie același. Eu nu văd un rol. Știți că acele proteste s-au făcut de acum un an, doi se fac. Acele proteste s-au făcut și din cauza faptului că salariații, angajații n-au mai fost, s-au supărat pe liderii lor. Acum, cum mai simțiți că ar fi totdeauna există atmosfera, ca să spun așa? Care e, cum îi mai privesc salariații pe liderii care îi reprezintă? Cred că pe tema asta ar trebui să facem o emisiune întreagă. Bine că n-am putea să dăm un răspuns clar nici atunci. Dar aș vrea o opinie sinceră. Nu. Totul a plecat pe noi. Totul a plecat în principal atunci, mi-aduc aminte foarte bine, după o declarație a membrilor directoratului din luna decembrie 2018. Când au zis, nu vă dăm nimic. Zero. Da. Și a început după acele mișcări ale salariaților, datorită nemulțumirii și pe bună dreptate nemulțumirea dumnealor. Că a fost reproș către lideri, au fost și lucrurile acestea, o să fie continuu, să fie foarte clar. Întotdeauna, că să faci treaba mai bine, mai puțin bine, omul consideră că se poate și mai bine. Nu neagă nimeni faptul că există această posibilitate. Întotdeauna este loc de mai bine. Acum, că există stări de nemulțumire, există și la ora actuală. Poate o parte din ele au fost generate de declarația de luni seara, de duminică seara, luni seara când a fost a premierului. Da. Poate alta datorită situației în care s-au aflat salariații de șomaj tehnic, în care au scăzut veniturile. Condițiile de muncă sunt factori care pot influența starea de spirit a salariaților și foarte multe sunt obiective. Oamenii chiar au dreptate în punctul acesta de vedere. Importante ca niciodată, eu așa consider, ca niciodată să nu încerce nimeni să speculeze o stare de nemulțumire în folosul personal. Deci starea de mulțumire trebuie până la urmă să reflecte în bunăstarea salariaților. Ce păreri politice mai au liderii de sindicat? Nu știu ce așa. Acum, obiectiv vorbit, fiecare, cred că eu ce puțin personal, eu din 90 încoace am participat la toate scrutinurile electorale, da? Nu, vreau să vă întreb dacă mai fac și politică, continuă cu această... Este foarte posibil, n-am fost membru de partid, dar întotdeauna, în momentul în care am pus ștampila, e clar că am simpatizat pe unul mai mult decât pe celălalt. Nu, dar eu mă gândeam la ceilalți lideri de sindicat, că au fost, se tot implică, van de an, adică atunci când e cazul, odată la patron, se implică în alegeri. Dacă ar fi să... Punem așa în balanță. Cât mai sunt... Stați puțin, și în cadrul sindicatului Mine Social-Democrați, cât sunt liberali acum... Nu știu, fiecare face ceea ce vrea, dar inclusiv în cadrul sindicatului Mine Energie-Oltenia, sunt salariați, deci care ocupă, să zic, sunt lideri în cadrul structurii sindicale, nu vorbim și de membri de sindicat, care sunt lideri și care, să zic, sunt membri sau consilieri, cred că la toate partidele. La USR, cred că nu avem, pentru că n-au fost USR n-a participat la alegeri locale acum 4 ani. S-ar putea să avem din toamnă inclusiv consilieri, să zic, din partea USR. Nu știu, este deci bine spun, sau rău că împletezi politica cu sindicalismul? Nu știu, am avut de foarte multe discuții, chiar discutăm sincer, abordăm absolut orice problemă, singurul lucru până la urmă să fie făcut, chiar și activitatea, dacă își dore lucrul acesta să implice în această activitate, până la urmă să țină cont că prioritatea numărul 1 trebuie să fie complexul energetic Oltenia. Dacă poți să influențeze atât cât se poate pozitiv să ajute complexul energetic Oltenia, chiar că... Domnul Căldărușe, în concluzie, deci o să fie acea întâlnire de negociere, o ședință de negociere acolo, liderii de sindicat și administrația vor discuta pe tema veniturilor salariaților, nu? Da. Să nu greșesc, da, ce-ar mai negocierea, fi? Deci, nu, comisia de negociere nu mai... Deci nu mai atât. Bine, e clar că ne vom întâlni în cadrul comisiei mixte, o să mai fie întâlniri cu administrația, pentru că cred că se apropie și cam punctul sau termenul când trebuie depus și acel program de restructurare, reorganizare. Da, în 25 august, dar nu știu, știți cumva, licitația a fost câștigată? Nu, cred că reorganizarea. Deci reorganizarea care este firma care mai va devreme face planul de restructurare? Aveți idee? Încă nu știți. Nu știu. Acum, sunt elemente care vi le comunică administrația.
Totdeauna se va găsi. Vă rog eu să transmiteți, dacă aveți ocazia și cred că o să o aveți, transmiteți, vă rog, că eu tot fac apel aici. Faceți conferințe de presă, vă rog, la complexul energetic. Să nu semene managementul acesta actual cu cel al domnului Boza. Deci ieșiți să mai des în presă. Transmit și o administrație, așa. Rugămintea dumneavoastră. Și suntem aproape de final, dar n-aș vrea să plecați fără să vă mai pun așa o întrebare. Cea mai mare de-a plăcere. De-a lungul timpului, domnul președinte a fost acuzat de multe. De absolut orice. Da. Absolut orice. Masonerie, păcănele, apartenența, știți cum mi-a plăcut cu și pe toată scena politică. Târgu Jiu TV, aici motoul acestei televiziuni este adevărul unește oamenii buni. Acum fac un apel din această perspectivă. Bine, în ipoteza că aș fi bun. În ipoteza că aș fi bun. Că ați fi bun. Dacă am avea, dacă avem rezerve, mă rog, dacă dumneavoastră doriți să spunem așa, să fie doar o ipoteză. E, cât a fost de adevărat și cu păcănelele și că ați pierdut banii sindicatului și că sunteți în masonerie și că... Eu știu foarte bine cum funcționează lucrurile acestea și dacă ne uităm numai momente când au fost lăsate anumite atacuri. Nu, dar aș vrea ca să plecați de aici, cum să vă spun, adică cu răspunsuri pentru toți cei care probabil și și-au pus niște întrebări. Mare parte din lucrurile spuse neadevărate. Plecând la frânturi de adevăr, mare parte neadevărată, dar m-am obișnuit și n-aș vrea, că aș putea foarte ușor să identific și atacurile unde au fost stabilite, de cine, cum, dar mă interesează, vă spun foarte sincer, să nu creadă cineva, orice, până la urmă, orice se află în lumea aceasta, mai mult sau mai puțin, unele lucruri pot fi și demonstrate. O, cred că o să fie nevoie. Cred că fiecare e liber să facă ce vrea în viața privată. De acord cu dumneavoastră, dar fiecare... Dar dumneavoastră spuneți că sunt lucruri neadevărate. Da, știți, eu știu foarte bine, am date concrete, dar nu mă interesează și mă bucur că totul nu sunt bun, dar câteodată mai poți să trec cu vederea așa. Da, le treceți. Ați avut un gând de răzbunare să faceți... Nu, niciodată. Pentru că e foarte ușor, dar să fii corect. Dar au fost fotografii cu dumneavoastră la păcănele, de exemplu. Da, bineînțeles. La aparatele... Păi stați puțin, că doar de multe ori era cineva în spate, când era observat, venea cineva. S-a investit mult în chestia aceasta. Da, a știut că există această monitorizare, dar asta este viața, asta sunt totul, da? Eu vă mulțumesc mult pentru sinceritate, domnul Călcău. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Să ne auzim, să ne revedem cu bine. Noi ne-am apropiat de final. Tuturor o zi frumoasă în continuare și ne revedem și mâine la aceeași Și să sperăm că vom putea spune mult mai multe adevăruri poate în viitorul apropiat. Îmi promiteți că sunt curioasă cu cu păcănele, nu știu ce, dar cu masoneria. M-ar interesa să cunosc din perspectiva dumneavoastră cum priviți această, știu eu, acest organism sau organizație sau... Nu știu... De elită. Nu știu, de elită și asta nu pot să dau amănunte dacă bun. Într-o altă emisiune? De elită, nu așa, fără nicio problemă, putem aborda de importante dacă am ceva de spus pe domeniul acesta și cred că nu prea am multe de spus, nu știu... Tuturor o zi frumoasă. Bineînțeles, cu toții ne putem informa acum de pe net, așa că nu e o problemă. Bine. Ceea ce știți dumneavoastră, citiți acolo, citiți eu, dar n-am vrea.